Despre mândrie. A opta luptă o avem împotriva duhului mândriei. Aceasta este foarte cumplită și mai sălbatică decât toate cele de până aici. Ea războiește mai ales pe cei desăvârșiți și pe cei ce s-au urcat până aproape de culmea virtuților, încercând să-i prăbușească. Și precum ciuma cea aducătoare de stricăciune nimicește nu numai un mădular al trupului, ci întreg trupul, așa mândria nu strică numai o parte a sufletului, ci tot sufletul. Fiecare din celelalte patimi, deși turbură sufletul, se războiește numai cu virtutea opusă și căutând să o biruiască pe aceea, întunecă numai în parte sufletul. Patima mândrie însă întunecă întreg sufletul și îl prăbușește în cea mai adâncă prăpastie. Ca să înțelegem mai lămurit cele zise, să luăm seama la lucrul următor. Îmbuibarea stomacului se sârguiește să strice înfrânarea, curvia, curăția, iubirea de argint, sărăcia, mânia, blândețea și celelalte feluri ale păcatului asemenea pe celelalte virtuți opuse, dar păcatul mândriei când pune stăpânire pe bietul suflet, ca un tiran prea cumplit care a cucerit o cetate mare și înaltă, îl dărâmă în întregime și îl surpă până în temelii. Mărturie despre aceasta este îngerul acela care pentru mândrie a căzut din cer, căci fiind zidit de Dumnezeu și împodobit cu toată virtutea și înțelepciunea, n-a voit să le recunoască pe acestea venite din darul stăpânului, ci din firea sa. De aceea s-a socotit pe sine întocmai ca Dumnezeu. Gândul acesta lui, mustrându-l prorocul, zice: ai zis într-o inima ta, și dea voi pe un munte înalt, pune voi scaunul meu peste nori și voi fi asemenea celui prea înalt. Iar tu om ești și nu Dumnezeu. Și iarăși alt proroc zice: ce te fălești într-o răutate puternice? Și celelalte ale psalmului. Deci știind acestea să ne temem și cu toată străjuirea să păzim inima noastră dinspre duhul mândriei cel purtător de moarte, zicând în noi înșine de câte ori am dobândit vreo virtute, cuvântul apostolului: nu eu, ci darul lui Dumnezeu care este cu mine. Și cel zis de Domnul: fără de mine nu puteți face nimic, sau cel zis de prorocul: dacă Domnul nu ar zidi casa, în zadar s-ar trudi ziditorii. Și în sfârșit cel zis de apostol: nu a celui ce voiește, nici a celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu care le miluiește. Căci chiar de ar fi cineva cât de fierbinte cu osârdea și de sârguitor cu vrerea, fiind legat de trup și sânge, nu va putea ajunge la desăvârșire decât prin mila lui Hristos și prin harul său. Pentru că, zice Iacov, toată darea cea bună de sus este. Iar apostolul Pavel zice: ce ai tu ce nu ai luat? Iar dacă ai luat, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi luat și te fălești ca de ale tale? Iar că mântuirea ne vine prin harul și mila lui Dumnezeu, ne dă mărturie adevărată tâlharul acela de pe cruce, care a primit raiul nu ca preț al virtuții, ci prin harul și mila lui Dumnezeu. Acestea știindu-le, părinții noștri toți cu un glas au învățat că nu putem ajunge într-alt fel la desăvârșirea virtuții fără numai prin smerenie. Iar aceasta se naște din credință, din frica lui Dumnezeu, din blândețe și din sărăcia desăvârșită prin care ne vine și dragostea desăvârșită cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căreia se cuvine slavă în veci. Amin.